Bun venit la ora de sport. Reluăm emisiunile cu invitați de marcă din domeniul sportului în 2024 și bineînțeles că trebuia să aducem la emisiune și la masa noastră un om care face alături de Hermastad pași importanți către performanță. Pentru că Hermastad de la un an la altul, cu excepția anului în care am retrogradat, a țintit din ce în ce mai sus, deși poate din multe puncte de vedere alte echipe n-ar fi făcut lucrul ăsta. Invitatul nostru de astăzi este Radu Neguț, manager sportiv la FC Hermannstadt. Bună ziua și bine ai venit la ora de sport. Mulțumesc că ai dat curs invitației noastre. Bună ziua, Dragoș, și îți mulțumesc pentru invitație și mă bucur că mă aflu aici. Fac așa o paranteză, mi-aduc aminte când ne-am cunoscut că sunt o groază de ani, ca să zic așa, deși groază asta nu sună bine. De pe vremea când activai ca jucător și ai trecut pe la toate echipele importante ale Sibiului, echipe care și-au pus amprenta asupra fotbalului sibian și românesc, Gaz Metan, Inter, carieră de jucător, ai plecat la Pandurii. Cred că undeva prin 90 și ceva ne-am cunoscut. Da, nu, ba prin 2000, cred 2000. Că prin 2000 și ceva. Și înainte de a începe să discutăm un pic de Hermannstadt, vreau să te întreb cum e trecerea asta pentru tine, cum a fost de la jucător la omul din staff-ul echipei. Da, pot să spun că eu după ce m-am lăsat de fotbal, ca și jucător mă refer, primul lucru pe care l-am făcut tot legat de fotbal a fost că m-am ocupat de impresariat o perioadă scurtă. Apoi dându-mi seama că nu este o meserie care să mă caracterizeze, datorită sau din cauza multor lucruri care se întâmplă în această breaslă impresarilor, am trecut pe partea managerial a unui club de fotbal și chiar pot să spun că fac ceea ce îmi place cu adevărat, ceea ce cred că mă definește într-un fel și în acest moment chiar mă aflu în locul în care doresc să fiu. Ți se potrivește treaba asta mai mult? Cu siguranță, da. Cu siguranță, da. Este o muncă de zi cu zi, este o muncă prin care poți să dezvolți lucruri, să le vezi cum cresc, trăirile sunt mult mai intense, plus că ești ferit de anumite lucruri pe care le fac impresarii. Da, ocupi o funcție la o echipă de la tine de acasă și cred că contează lucrul ăsta, e important pentru tine. Știu că ai crescut cu fotbal, vorba aia de mic, mai mergeai la meciuri, sunt convins că ai fost la meciuri la Inter, că ai fost la meciuri echipei naționale când jucai la Sibiu și da. Te gândeai că într-o zi e important pentru tine că poți să faci treaba asta acasă? E foarte important și, cum am spus mai înainte, mă aflu în locul în care îmi doresc să mă aflu. Ești la FC Hermannstadt, o echipă care s-a înființat în urmă cu aproape 9 ani. Care a avut o ascensiune fulminantă până într-un anumit punct, da, să ne ducem aminte de promovările alea consecutive. Echipa care a jucat Cupa României a început să colaboreze cu Hermannstadt de mult vreme, să spunem lucrul ăsta, nu de ieri, de astăzi. Și ai trăit alături de Hermannstadt și perioadele mai puțin plăcute. Da, eu am venit la Hermannstadt în 2016, atunci am venit lângă echipă, după promovarea din Liga 4 în Liga 3. Am promovat succesiv până în Liga 1, am jucat acea finală de Cupa României din Liga 2, iar apoi am plecat din club după câteva etape din Liga 1. Asta se întâmpla undeva în finalul anului 2018. Și am revenit în ianuarie 2021. Da, am trăit, pot să zic, toate momentele importante ale Hermannstadtului, promovările, retrogradarea, revenirea. Iar acum pot să spun că
clubul se află în cel mai bun moment de la înființare. Acum, spun, mă refer la acești ultimi 2 ani. La ultimii 2 ani. Asta și pentru că echipa a avut o evoluție, poate pentru unii surprinzătoare, dar pentru voi, dacă stau bine să mă gândesc, cred că în momentul de față n-a fost așa de surprinzătoare, pentru că ați făcut niște mutări foarte importante și probabil cea mai inteligentă mutare din toate punctele de vedere e aducerea antrenorului. Da, pentru că noi atunci când am revenit din Liga 2 în Liga 1, toată lumea zicea, mamă, ăștia, gata, ciuca bătăilor și așa mai departe, dar s-a văzut că Măldărășanu a făcut acolo un grup care și acum are mulți jucători racolați, ca să zic așa, și integrați în echipă de atunci. Cum l-ați adus pe Măldărășanu? Că niciodată n-am... care a fost... motivul pentru care voi l-ați adus pe Măldărășanu atunci, într-un moment extraordinar de greu, cred că puțină lume s-ar fi înhămat la așa ceva. Da, o să o iau așa, s-au întâmplat multe în clubul FC Iarmăștad. În istoria asta scurtă, cred că s-au întâmplat atât de multe lucruri. Poate sunt cluburi care au istorie de zeci de ani. Da, s-a trecut prin foarte multe, s-au schimbat multe în interiorul clubului, s-au perindat mulți oameni. Probabil că secretul, între ghilimele, acestui moment în care ne aflăm și a stabilității în ultima vreme este efectiv continuitatea la toate nivelurile. Mă refer de la oamenii care investesc, conducere clubului, parte tehnică, staff tehnic, lot de jucători, care în mare parte vedeți că se menține de la an la an cu mici schimbări care sunt normale în orice mai club mai de pleacă, da. Mai dispar jucători, mai îmbătrânesc unii. Exact. E normal. Aducerea lui Mălda a fost după retrogradare. A fost momentul în care a venit și Dani Coma la Sibiu. Iar venirea lui Mălda la Sibiu se datorează lui Dani. El a lucrat cu Mălda la Astra o perioadă scurtă ca și antrenor, dar au fost colegi ca și jucători. Și jucători, da. Da, într-adevăr și pentru el a fost, în acel moment nu avea echipă Mălda. A avusese două experiențe ca și antrenor, una la Astra și una la de scurtă durată și una la Metaloglobus. A venit, s-a înhămat la această muncă alături de noi. Cum ai spus și tu, probabil puțin mai credeau în acest club după retrogradare. Unii foarte multă lume. Da, da, așa este. Aici realitatea este că cel mai mare merit l-au oamenii care investesc în club, care au avut curajul să continue și au riscat, pentru că nu exista nicio garanție că vom da promova și că vom fi unde suntem acum. De acolo s-a pornit o muncă de revenire, de rebranduire, de, putem spune în multe feluri. S-a creat echipa care a fost, am reușit să promovăm. Am făcut un an, primul an în Liga 1, cred eu, foarte bun. Care se putea încheia și mai bine dacă nu ne trezeam cu acea depunctare, nu? Da, dar acest an, anul trecut, mă refer, sezonul trecut, a ridicat și așteptările și pretențiile din partea tuturor. Asta și pentru că Hermannstadt s-a întors acasă pe un stadion nou-nouț. Da? Lumea oricum era dornică și exista așa o sete de fotbal. Da? Pentru că noi am avut echipe care s-au prindat prin Liga 1 de-a lungul anilor și Interul e vinovatul principal, ca să spunem așa. Nu? De atunci au început performanțele în fotbalul sibian. Și de ce să nu recunoaștem, mi s-a părut că întoarcerea acasă a fost poate lucru cel mai bun care s-a întâmplat lui Hermannstadt, începând cu promovarea și așa mai departe. Da? Cu siguranță, revenirea acasă și faptul că beneficiem de acest stadion care nu are rost să ne ascundem după vorbe, este extraordinar. Da. Îl putem compara cu orice stadion
din Europa, raportând normal capacitatea și dar ca și facilități și ca tot ceea ce oferă, este un stadion extraordinar. Iar revenirea noastră acasă și jucând pe acest stadion este un lucru care efectiv conferă identitate și jucătorilor clubului. În Liga 2, la un sezonul revenirii, a jucat tot în deplasare, că n-ați avut niciun meci acasă. Da, așa să spunem, metaforic, eram ca și cireșarii, eram exact. În continuu cu Traista în spate. Da, este un lucru extrem de important. Și-a pus amprenta pe evoluția echipei și lucrul acesta, nu? Când mi-aduc aminte de o declarație a unui jucător, nu mai știu care, în sfârșit ne simțim și noi fotbaliști că jucăm acasă și avem publicul ăsta. Da, într-adevăr, când te afli acolo, te simți fotbalist pe acest stadion. E adevărat. Sezonul trecut s-a încheiat așa cu un gust amar pentru voi, chiar dacă, să spunem, evoluțiile au fost foarte bune. Și asta pentru că încă mai atârnă de gâșe. Vreau să discutăm un pic și de subiectul ăsta, această piatră a insolvenței. În ce stadiu se află FC Herma așa de acum? Când se termină problema asta? Când credeți că ieșiți din insolvență? Aici cred că legat de insolvență, cel mai în măsură să vorbească despre acest lucru ar fi administratorul judiciar al clubului, care deține absolut toate informațiile și documentele legate de tot ceea ce s-a făcut, acel plan pe care voi îl respectați, nu? Da, este un plan de reorganizare. Din ce știu eu, în mod normal s-ar încheia în 2025 și ar mai putea fi prelungit cu un an în caz de nevoie. Clubul este ok și din punct de vedere al insolvenței, al planului de reorganizare, este respectat planul. Va fi respectat în continuare. Deci dacă lucrurile merg normal, practic la anul viitor Hermașta ar putea să scape de această problemă. Da, în mod normal așa. Să le explicăm celor care ne urmăresc și care sunt impedimentele. Da, echipa nu poate evolua în cupele europene, asta ar fi principalul impediment. Și de fapt ăsta cred că e singurul care atârnă așa mai tare. Da, ăsta ar fi principalul impediment, da. Cum caracterizezi evoluția echipei în prima parte a sezonului și până în prezent? Pare așa că cumva am avut un pic mai mult de cheroser în prima parte a sezonului și acum stăm cu benzina un pic mai la cotă de dezgheț. Acum te referi la prima etapă, la meciul de la Cluj? La meciul de la Cluj, nu știu, nu scăpăm de problema asta cu Clujul, că au devenit nașii noștri peste tot. Da, într-adevăr, ne-au bătut în ultimul an, să spun așa. Pe unde ne-au prins. Peste tot. Da. E o realitate. Sperăm să scăpăm și de... Poate îi batem în cupă acum, nu? Da, asta am vrut să spun. Sperăm să scăpăm de acest complex în meciul de cupă, când vom juca din nou la ei. Dar anul trecut am jucat la noi în cupă. Da, noi am bătut, dacă bine mi-amintesc eu, pe U Cluj în istorie cu întâlnirilor noastre cu ei. I-am bătut odată la acel meci de baraj. De baraj, exact. Cu 2-0 la Cluj. Da, la Cluj. Și a doua oară i-am bătut în meciul decisiv pentru promovare. Din Liga 2. Da. Deci trebuie să fie un meci decisiv. Ăsta de cupă pare să fie decisiv un pic pentru... Da, trebuie cumva să depășim și acest moment cu Cluj, pentru că, într-adevăr, e frustrant pentru noi toți. De câte ori jucăm cu ei, ne bat în ultima vreme. E o realitate. Trebuie exact. Să o înfruntăm și să trecem cumva peste ea. Referitor la ce ai spus, cum suntem legat de rezultate, eu zic că am făcut în mare un sezon bun până acum. Da, dacă e să comparăm și cu sezonul trecut, noi stăm bine și din punct de vedere al punctelor, suntem tot pe acolo. Da,
Puteam avea și mai multe puncte, dar acum cred că fiecare echipă, dacă stă și își face o analiză, fiecare spune, puteam să facem puteam să plecăm să bătem la Galați, puteam să bătem la Botoșani, apropo că tot vine meciul cu Botoșani. Da, sunt anumite meciuri, dacă ne legăm, puteți să ne legăm de prima etapă cu Farul. Cu Farul, da. Ne-a bătut Farul și ne-am avut 4 ocazii de singur cu portarul. Și am avut un șut pe poartă, da. Da. E, da, dacă facem o balanță, după aceea ne-am dus la Constanța când am jucat cu ei și am egalat 94. Da. E, se spune în general că la fotbal există o balanță și lucrurile se reglează, dar cu siguranță puteam avea câteva puncte în plus. Suntem acum la 4 puncte de locurile de play-off. Nu mai sunt foarte multe etape de jucat, da? Crezi că are echipa forța necesară să revină acolo. Aveți o serie de 3 meciuri acum un pic, din punct de vedere al teoretic, al adversarului, mai accesibile, nu? Teoretic, ai spus. Da. Nu cred că mai există meciuri ușoare în Liga 1. Dovadă asta meciul din etapa trecută, Botoșani-CFR. Cu siguranță nu vom avea un meci ușor cu Botoșani, pentru că speră cu adevărat, joacă cartea, e normal să fie așa. În ceea ce ne privește pe noi, suntem obligați să câștigăm acest meci. Și cred că da, ne vom lupta. Acum sunt atâtea echipe în momentul ăsta care speră și își doresc play-off-ul. Păi de la locul 14 în sus, teoretic toate echipele au șanse de play-off. Cu siguranță ne vom lupta, ăsta este oarecum un obiectiv așa autoimpus de noi. Da. Asta nu mai evoluție de sezonul trecut, asta v-a făcut să vă setați un obiectiv un pic mai îndrăzneț? Da, dar e un obiectiv așa cum v-a fixat de comun acord în club, de către așa toți cei care sunt. Da, nu este ceva impus. Deci nu este stipulat, dacă nu atingem play-off-ul. E. Normal că există niște bonusuri, toată lumea își dorește acest obiectiv și n-ai cum să nu-ți dorești să fii acolo. Normal. Dar nu este ușor. Adică ne luptăm cu echipe puternice, cu cluburi, cu o istorie mai mare, cu bugete mai mari, da. Dar asta nu înseamnă că nu vom încerca și nu vom face tot ceea ce este posibil. De ce am avea nevoie ca să reușim treaba asta? De puncte. De puncte, nu? Da. Și de mai multe goluri, ca să zic așa vorba. De puncte, nu? De puncte. Da. Că de multe ori un gol e de ajuns să iei punctele, nu? Exact. De puncte avem nevoie, de mai multă încredere, pentru că am demonstrat în meciuri cu echipe foarte bune. Aparent, Hermașa n-a avut probleme în meciurile cu echipele, exceptând partida cu FCSB. Da, dacă o luăm așa, FCSB pare sezonul nostru o echipă. Meciul din deplasare. În deplasare, da. Cu cel puțin 2 clase peste restul campionatului. Da? Exceptând acel meci din deplasare cu FCSB, Hermașa a avut evoluții foarte bune cu echipele din prima parte a clasamentului. Din primele 8 locuri, ca să spunem așa. Ce ne lipsește să câștigăm și pe echipele astea mai de rangul nostru, ca să zic așa? Da, ai dreptate în ce spui acum. Probabil mai multă concentrare din partea tuturor. Pentru că arătând în meciurile cu echipele importante că putem cu adevărat să batem pe oricine, probabil au fost momente când credeam că doar prin simpla prezență pe teren îi batem pe adversari. Ori, repet ce am spus mai devreme, nu mai există meciuri ușoare în Liga 1. Oricine poate bate pe oricine. E posibil să mai vină jucători la echipă? Perioada de transferuri încă mai e activă, ca să spunem așa. Mă gândesc că cu Botoșaniu s-au rezolvat și actele pentru cele 2 transferuri oficiale din această iarnă. Au oprut și jucătorul de la Botoșani. Dar e posibil să mai aduceți jucători? Sunt 3 jucători pe care am adus noi în această iarnă. E Opruț, este Ngoma. Așa. Și este Ionuț Pop pe care l-am adus înapoi. L-ați adus înapoi. Da? Bine, și Opruț e tot adus înapoi și el. Da, da. Și Opruț e adus înapoi. Este posibil să mai vină sau să nu mai vină jucători. Ne-am dorit cu toții să mai găsim un mijlocaș central. Nu este un secret.
Dar doar dacă găsim ceva peste nivelul celor pe care îi avem sau să fie complementar cu cei pe care îi avem ca și calități și, bineînțeles, să se încadreze în parametrii noștri financiari. Ca și valoare individuală, tu personal, pentru că ai și fost fotbalist, da? Și ai jucat pe un post crucial pentru fotbal, da? Postul care vorba de spectacol. Ai așteptări mai mari de la anumiti jucători din lot? Pare că unii nu sunt așa la... Da, cu siguranță avem jucători care pot să dea mult mai mult. Spun că pot datorită faptului că eu și noi, toți cei din club, credem în ei cu adevărat. Adică calitățile lor pe care le arată zi de zi, mai ales în antrenamente, dovedesc că pot să ofere mult mai mult decât fac în anumite meciuri. Și eu cred că avem un lot echilibrat. Avem un lot bun, avem lotul pe care ni l-am dorit, adică, bine, normal, raportându-mă la ceea ce putem noi oferi. Pentru că tot permite. Da. Am mai spus lucrul ăsta în trecut. Noi ne-am impus cumva un mod de a face transferurile la noi în club. Da. Adică orice jucător pe care îl aducem trebuie să fie plăcut, aprobat, agreat, între ghilimele, de către Măldă, de către mine și de către Dani Coman. Adică trebuie să fim toți pe aceeași lungime de undă. Mă refer din punct de vedere sportiv. Normal că mai apoi ca respectivul transfer să realizeze, discutăm cu patronii, referitor la partea financiară. Urmează partea a doua. Da, este normal. Dar din punct de vedere sportiv, e un lucru pe care noi ni l-am setat încă de la venirea lui Măldă. Ne-am ținut mereu de el. Dacă au fost cazuri în care era o balanță de 2 contra 1, indiferent în ce fel, nu am adus jucătorul respectiv. Adică de-aia spun că toți cei care sunt aici sunt jucători care au fost doriți de toată lumea. De toată lumea. Da. Dar da, revenind la ce m-ai întrebat, tu, sunt jucători care pot da mai mult. Sunt jucători care au meciuri în care dau mult și apoi 2, 3, 4 meciuri în care dispar. Da. Au oscilații mari de evoluție. De ce crezi că se întâmplă lucrul ăsta? E și problemă psihică sau problemă de mentalitate? Bine, știm că și fotbaliștii sunt oameni până la urmă, toți au probleme, poate au probleme acasă, poate au probleme în viața personală și așa mai departe. Dar până la urmă sunt profesioniști și sunt plătiți ca să-și facă treaba cât mai bine. Da, aceste oscilații în evoluție cred că există la toate cluburile, la toți jucătorii, dacă ar exista o rețetă exactă, da, aplică-o toți. Da, sunt multe variabile în fotbal și, cum ai spus, sunt oameni și jucători. Au zile mai bune, zile mai puțin bune. Sunt perioade în care, uite, un atacant care nu marchează e foarte măcinat de acel lucru, cu siguranță. Pentru că Paraschiv care nu mai marchează, a fost și accidentat, poate a ieșit acolo. Da, ai spus de Para. Para este un om, în primul rând, extrem de matur pentru vârsta lui. Adică rar vezi un jucător la vârsta lui atât de echilibrat și de matur în tot ceea ce face. Iar el, la fel, este măcinat cu siguranță de faptul că nu marchează, pentru că este un băiat foarte responsabil, își dorește să fie util, își dorește să-și ajute echipa, cum a făcut-o în trecut. Crezi că există și nu, cumva o problemă, nu știu, că el și-a dorit să plece în altă parte, nu ne ascundem, da, sunt și din declarațiile lui. Poate fi și asta un motiv că n-a plecat și că, uite, au plecat alții înaintea lui? Nu știu dacă ăsta e un motiv, pentru că el nu a plecat pentru că nu a vrut să plece.
Adică mă refer la momentele în care au existat oferte absolut, reale. Da. Bine, cred că cea mai concretă ofertă a fost cea de la Dinamo Kiev, nu? Da, a fost ofertă de la Dinamo Kiev, a mai fost o ofertă din Ungaria, de la MOL Fehervar. Oferte concrete, mă refer. Nu a dorit el să plece. Adică cluburile ar fi ajuns la un consens, el nu și-a dorit acest lucru. Adică nu cred că e o disperare în ceea ce privește să plece. Își dorește să facă un pas înainte, este pe undeva normal acest lucru. Dar el la fel se pregătește, la fel muncește în fiecare zi, să știți, de aia revin la ce am spus, este un băiat foarte responsabil și chiar dacă nu marchează, dă totul pe teren. Uh-huh. Normal că oamenii așteaptă de la un atacant goluri. Asta te ține în viață. Și el vrea, da. Dar sunt perioade și perioade, avem datoria cu toții să-i susținem pe jucători. Și când au momente mai bune și când au momente mai puțin bune, pentru că sunt aceiași și în meciurile pe care le câștigă cu echipele importante, uh-huh, și în meciurile pe care le pierd cu echipe poate considerate de nivel mai scăzut. Sunt jucători care nu mai sunt cu gândul la echipă și te întreb lucrul ăsta pentru că, și uite, asta îmi vine în minte și nu e un caz singular, ca să spun așa, da? Minnesota a refuzat să își prelungească contractul. Crezi că scade și din calitatea serviciilor lui, ca să nu zic altceva, dar un jucător care știe că peste 6 luni oricum va pleca și probabil care are o ofertă, că niciun jucător nu face treaba asta dacă nu are o ofertă din altă parte. Da, noi am avut foarte multe discuții cu Minnesota în ultimele 5-6 luni. Dar sunt chestiuni care se întâmplă peste tot în lume. Da, păi și Mbappé a semnat prelungirea. Da, sunt foarte mulți jucători. Îmi vine în minte acum un caz așa, că nu știu, mi-a zburat gândul la el, Tătărușanu, a plecat liber de la FCSB. Atâți ani petrecuți acolo. Sunt multe cazuri. Își dorește, are o vârstă și el la care spune că își dorește să câștige mult mai mulți bani. Este opțiunea lui, noi am făcut propuneri scrise, atât lui cât și agentului lui, la ce a exprimat că și-ar dori la o ultimă discuție, asta ar fi mult peste pretențiile clubului, dar nu înseamnă că Minnesota nu este la fel de respectat, uh-huh, de către noi, adică asta nu înțeles. Îl tratăm cu nimic diferit. Dar nu vă temeți că ar putea să scadă în randament? Că jucătorul care pleacă, mai știm, sau stai să nu mă accidentez, stai să... Da, acum, dacă își dorește să ajungă să câștige banii pe care... Îi poate câștiga. Da, pe care, la care aspiră el, trebuie să joace și să demonstreze. Nu mă gândesc că nu-i va sta capul la fol, neapărat că nu-i va sta capul la Hermannstadt. Că probabil că are și alte discuții, că se gândește și la ce poate urma din vară, da. Dar, mă repet, trebuie să joace ca să ajungă să câștige banii pe care și dorește. Asta, cum ai spus tu, poate are alte contacte, poate deja s-a întâmplat ceva, nu avem de unde să știm. Cu siguranță că ceva există, niciun jucător nu... Hai să fim așa, să gândim logic, niciun jucător nu face treaba asta dacă nu are, vorba aia, ușa deschisă în altă parte, nu? Că dacă nu ar fi avut o altă ofertă, s-ar fi gândit, bă, hai că totuși să rămân la Hermannstadt, așa cum ai spus și tu. Dacă... Da, orice e posibil. E posibil să aibă ceva sau e posibil să spere la ceva. Posibil să aibă ceva concret, posibil să aibă promisiuni. Nu știu, vom vedea. Dar eu personal nu îmi fac probleme că Minnesota nu va da totul la fiecare meci când se va apela la el. În general am avut evoluții bune, mai puțin în ultimul meci. Bine, la ultimul meci poate când toată echipa n-a avut evoluții foarte bune, cu câteva excepții. De exemplu, la meciul cu Cluj am văzut câțiva jucători care m-au surprins prin atitudinea mai bună. Da? Uite, și Murgia pare că s-a adaptat și în sfârșit ne arată de ce e fotbalistul care a trecut pe la echipe foarte bune din Italia. Dar sunt și jucători care au rămas în mediocritate la meciul ăsta. Da?
Da, nu a fost un meci extraordinar, nici pentru noi, nici pentru cei de la Cluj, pot să spun. Cred că un rezultat de egalitate era a fost echitabil, exact. Da. În urmă pot să zic că diferența a fost făcută de o pasă extraordinară dată de către Nistor. De ce ne temem să nu joace Nistor și să dea o pasă bună și să nu dea... Cum a spus antrenorul lui după meci, s-a antrenat o săptămână pentru o pasă. Pentru pasă, da. Da, a fost o sclipire care a făcut diferența. A trecut meciul ăsta, nu mai pot să schimb nimic. Rămâne Cupa României un obiectiv important pentru voi sau deocamdată vă axați doar pe play-off? Sigur, Cupa României e deja prin aprilie, dacă nu mă înșel, nu? Până atunci cam știm și cum sunt lucrurile. Cu siguranță rămâne un obiectiv. Acum îți spun și din punctul meu de vedere, că vorbeam mai devreme, noi am reușit să jucăm o finală de cupă în Liga a doua. Ce putem face mai mult decât că am jucat o finală? Să o câștigăm, nu? E normal că asta ne dorim și știu foarte bine că și Mălda își dorește foarte mult lucrul ăsta. Mai ales că echipele care au rămas în competiție, da, nu sunt cele mai de top, toate, da? Sunt, da, echipele cu pretenții, da, și spun aici de FCSB, au ieșit. Da, sunt echipe importante, cum vorbeam mai devreme, sunt echipe de Liga 1, oricine poate bate pe oricine, majoritatea sunt echipe de Liga 1. Revin la ce am zis, și Mălda își dorește foarte mult și le spune mereu la jucători lucrul acesta, de câte ori se apropie un meci de cupă, le-a spus că când te apuci de fotbal, îți dorești să câștigi ceva. Da, și asta e cel mai ușor trofeu de câștigat. Da, e un trofeu, adică trebuie să ai în minte lucrul ăsta. Ori în postura în care suntem acum, mai ai în 3 meciuri, poți să fii câștigător al cupei, nu? Exact. Da, cu siguranță este un lucru pe care ne-l dorim. Vă temeți de ceva în aceste ultime meciuri înainte de stabilirea grupelor, da? Play-off, play-out? E vreun lucru de care vă temeți? Nu vreau să vorbesc aici de arbitraj, pentru că greșeli de arbitraj au fost. Și în defavoarea noastră, și în defavoarea altora, și în favoarea noastră, ca să zic așa, da? Dar vă temeți de ceva în buchetul ăsta de meciuri pe care le mai aveți de jucat? Nu mă tem de nimic anume. Îmi doresc doar noi, ca și echipa, să fim la ora fiecărui meci așa cum trebuie. Să dăm noi totul, să fim pozitivi, să fie toată lumea inspirată și nu cred că este ceva anume de care să ne temem. Putem bate pe oricine. Da. Cum ai spus mai devreme, nu cred că am avut probleme mari să fim dezavantajați în mod flagrant sau voit. Păi, s-a mai întâmplat, vin minte așa, un penalti dat pentru Oțelul care nu a prea fost penalti și altele. Probabil, dacă facem o balanță, cum am zis, probabil că la meciul din Turcu Sepsi, iar mi-aduc aminte numai de lucrurile astea. Da, să ne aducem aminte. Acolo au fost greșeli destul de vădite, da, ca să spunem așa. Cum ai zis, greșelile au fost, cred că, împotriva tuturor echipelor în campionat. Cred că trebuie să fim mai mult focusați pe fotbal, pe ce avem noi de făcut și dacă noi vom face ceea ce putem noi să facem, că nu trebuie să facem mai mult decât putem să facem, mai mult decât ceea ce au arătat jucătorii noștri, că pot să facă în multe meciuri. Dacă vom reuși asta în fiecare meci, cu siguranță ne vom lupta pentru play-off până la final. Reîntoarcerea lui Opruț, pare că rezolvați o problemă, pentru că atunci a rămas un pic un gol, da? Așa mi s-a părut că când a plecat Opruț și când a plecat Leti, da? Unul dintre cei mai buni portari pe care au trecut de la echipele sibiene din istorie, da? Am pierdut acolo două lucruri de valoare. Acum, prin întoarcerea lui Opruț și, să zicem, aducerea celorlalți doi jucători, unul chiar care a jucat titular meci de meci, suntem la o balanță valorică corectă, adică l-am pierdut și pe Al Hasan, da, pe Baba. Da, Baba este, încep cu Baba. Adică, Baba este cu siguranță o pierdere. Eu personal îl consider unul dintre cei mai buni mijlocași centrali din România.
joacă un post care cred este cel mai complex post din fotbal în acest moment, numărul 8. Da. Pentru că un număr 8 trebuie să facă și faza defensivă, și faza ofensivă, să ajungă și la finalizare, un jucător complet, mă refer. Ori Baba cred că este aproape de a deveni un jucător cu adevărat complet. În acest moment, cum a zis FCSB, avându-l pe el și pe Olaru ca și Inter, normal, au și alte variante, a jucat Alexandru în ultimul meci, dar cred că el și Olaru în momentul ăsta sunt cei mai buni jucători pe acest post din România. Este o pierdere pentru noi, Baba, este un jucător greu de înlocuit, dar și oferta pentru el a fost o ofertă bună și el și-a dorit să meargă. Ori la noi, de câte ori a existat o ofertă pentru un jucător și el și-a dorit cu adevărat să meargă, s-au găsit variante, da, soluții, în așa fel încât să fie bine. Știi mai bine, un jucător când primește o ofertă și nu-l lasă plece, nu o să-i mai stea gândul să dea totul pentru echipă. Baba a mai avut o ofertă în urmă cu un an, exact, din Spania, când atunci noi l-am convins să nu plece, deși își dorea, dar s-a dovedit că a fost un lucru bun pentru el, pentru că a plecat în condiții mult mai bune, atât pentru el cât și pentru club. Referitor la ceilalți jucători, Opruț, da, sperăm ca Opruț să fie din nou acel Opruț care era la noi. Cum l-ai văzut? Cum îl simți pe Opruț? E foarte ok, e neschimbat. Și e pozitiv și încrezător. A tras niște învățăminte din experiența din Belgia. Dar să știi că jucătorii care au jucat pe postul de fundaș stânga în prima parte a sezonului, din punctul nostru de vedere, au dat satisfacție. Da, dar am mai avut și niște scăpări pe acolo, da? Coroborate cu alte gafe, ca să spunem așa. Da, dar cred că atât Butean, cât și Oroian, cât și Medina și-au făcut treaba când au jucat. Bineînțeles, Opruț este un jucător de echipa națională. Exact, și un pic mai creativ față de cei trei care ai spus, cu un pic mai mult tupeu și cu un pic mai multă siguranță în evoluție. Bine, în primul rând, toți cei trei pe care i-am menționat înainte sunt jucători de picior drept. Drept, da, și de asta zic. Plus că Opruț are avantajul piciorului, da? Se simte vorba aia când pui piciorul. Îi vom vedea în teren, măcar în lot, ca să mă gândesc că primul 11 discutați și voi, dar îi vom vedea pe măcar pe cei doi în teren la meciul cu Botoșani? Cred că da. Normal, cum ai spus, în teren e decizia antrenorului, dar cred că vor fi în lot. Ai spus și de Letița mai devreme. Portar foarte bun. Un portar foarte bun, dar am spus și la momentul plecării lui lucrul acesta. L-am adus pe Letița, cred că în septembrie anul trecut, era fără echipă, după despărțirea de CFR. Da. L-am convins să vină la noi pe un salariu care reprezenta undeva la 40% din salariul pe care l-a avut la CFR. Nu s-a plătit pe el niciun ban, nu s-a plătit niciun comision, nu s-a plătit nimic. Cunosc foarte bine pe agentul lui și am reușit să-i explic și lui și el, lui Letița, și eu am vorbit cu Letița înainte să vină. I-am prezentat lucrurile ca o nouă rampă de lansare pentru el, pentru că era acasă. Da, eu mă și gândeam că e o chestiune de timp până o să plece. Da. Pentru că valoarea lui era clar. De ce povestesc lucrurile acestea? Ca să se înțeleagă că noi așa l-am convins pe Letița să vină. Să spunându-i că va fi o rampă de lansare pentru el și dacă va avea o ofertă bună și își va dori să plece, îl vom lăsa să plece. E, momentul când a venit această ofertă după 7, 8, 9 luni, nu știu cât avea la noi, el și-a exprimat dorința de a-i da curs și atunci am găsit o variantă și cred că pentru club a fost o afacere, Letiță. No. Da, da. Iar cel care l-a înlocuit, mă refer ca și jucător transferat, că au fost meciuri în care a jucat și Muțiu, dar Cătălin Căbuz, în afară de primul meci de la Botoșani, când a venit și... Și am pierdut puncte. Da, am pierdut puncte. Pot să spun că, și cred că toată lumea e de acord,
și-a făcut datoria, că a pus. A avut evoluții în nota obișnuită a echipei, ca să spun. Că au mai fost mici greșeli, nu știu, că a mai fost un gol pe colțul scurt, mi-aduc aminte de meciul cu Craiova, sau în astea, până la urmă, nu sunt neapărat greșelile lui. Da, dar au fost anumite meciuri în care ne-a scos. Grele, da. Scoase și, da. Adică, ne-a, cred că una peste și, alta... Da, meciul cu Rapid, că ne-a salvat, da, da, și meciul cu FCSB de aici. Deci, un jucător care și-a făcut... Iar la meciul de la Cluj de sâmbătă a avut probleme medicale, că ți-a zis. Asta a fost motivul pentru care n-a fost lovit la... Am fost nevoit să ne antrenăm pe sintetic în săptămânile astea, pentru că e foarte frig și sunt terenurile înghețate și la un antrenament din zilele premergătoare jocului s-a lovit. De asta nu a putut să joace. Acum e refăcut sau încă mai... Încă nu e 100%, da. Dar cred că, adică se antrenează, încă mai are o anumită reținere, dar cred că până duminică la meci... Care e situația lui Stoica? Da. El... Ionut Stoica a suferit o accidentare în Antalya. Nu ne ascundem, l-am trimis și pe el ca și pe alții în trecut, da, în Serbia, la Mariana. Da, cred că i-a accelerat foarte mult revenirea. A venit înapoi deja de o săptămână. A făcut un program separat. Cred că de mâine va intra în program normal. Da, să simt și lucrurile astea când lipsesc anumii jucători. Uite, n-am putut să-i folosim pe cei doi noi veniți, da, la Cluj-Napoca. A lipsit și Stoica, ne-a lipsit și Căbuz. A plecat și Baba, s-a simțit, poate așa, picătură cu picătură s-a creat așa un plin mai mare în pahar. Normal că la orice echipă când lipsesc anumiți jucători, uh-huh, și acum poți zici că ne ducem prea sus, da? O să dau un exemplu concret, cred că și în vremurile de glorie ale Barcelonei și ale Realului, dacă lipseau de la Barcelona Messi și Xavi. Sau și Xavi, da. se simțea, chiar, da, dacă aveau lotul pe care l-aveau. Sau dacă la Real lipseau Cristiano și Benzema, se simțea, cu siguranță. La fel e și la noi. Sunt anumiți jucători care sunt foarte importanți pentru echipă. Ori dacă ne gândim la meciul de la Cluj, noi nu ne-am putut baza pe Căbuz, pe Ionu Stoica, pe Neguț, pe Opruț, care până la urmă, chiar dacă a plecat de la noi, e, exact, totuși din ultimii ani, e o parte componentă a echipei și dacă l-a readus, putea fi. Au fost jucători care au lipsit. Adică Para nu era încă refăcut 100%. Sunt lucruri care contează. Care e atmosfera la echipă? E o atmosferă bună la echipă. Chiar bună și e un mare atu al nostru în ultimii ani. Atmosfera a fost bună întotdeauna la echipă. Conducerea mai are răbdare? Mă refer la conducere, la patronat, ca să zic așa, da? Oamenii care bagă bani. Au răbdare cu echipa? Nu se supără după prima înfrângere, ca să zic așa? Chiar au că răbdare. Mie vine minte Gigi Becali, care după o înfrângere e mormântare, după victorie e... Nu, să știți că există un echilibru la noi și din punctul acesta de vedere. Și chiar au răbdare, nu au fost evenimente de acest gen la noi în club. Da, este o atmosferă bună la tot nivel în club. Și financiar, că tot vorbim, salariile sunt la zi? În acest moment salariile sunt la zi. Mai sunt anumite bonusuri de achitat, dar nu există o înțelegere între patronat și jucători. Au jucătorii un bonus pentru accederea în play-off? Da. Da, deci mă gândesc că există bonusuri și pentru accederea în play-off și pentru câștigarea cupei. Există, cu siguranță. De aia spuneam că nu cred că există cineva din club care să nu-și dorească să mergem pe ambele, da, planuri, să încercăm să ne atingem aceste obiective. Spunea Dani Cuma la un moment dat că nu se mai înțelege așa de bine cu Maldărășanu. Bine, era mai mult ca o glumă. Discutați mult voi între voi și atunci când pierdeți meciurile, nu știu, faceți o analiză din toate punctele de vedere și mă gândesc mai ales bazată pe relația pe care voi o aveți, da? Mai ales că Coman se știe de multă vreme cum îl dă Rășanu și așa mai departe și au fost colegi. Vă sfătuiți mult
Sunteți îndeajuns de matur să puneți degetul pe rană atunci când rana există? Încă de când am început să lucrăm împreună, toți trei mă refer, după fiecare meci, stăm de vorbă imediat după meci atunci. Uh-huh. Cum e acum la noi, cum jucăm la stadion, imediat după meci, când mergem la vestiar, Măldă discută câteva momente cu jucătorii după meci, iar apoi noi stăm de vorbă câteva minute, toți trei. Normal că discutăm și apoi eu cel puțin stau lângă echipă și cu Măldă în fiecare zi. Discutăm mereu. E o relație bună, consider eu, profesională, adică întotdeauna ne-am făcut treaba fiecare referitor la ce ai zis, că nu se înțeleg sau că... Da. Acum nu știu cum înțeleg oamenii relațiile astea, că nu înseamnă că dacă nu-ți bei cafeaua cu un om în fiecare zi, nu ești prieten sau nu ai o relație bună. La noi contează, în primul rând, relația profesională să fie una foarte bună. Inclusiv eu cu Măldă, de-a lungul timpului, am avut discuții în contradictoriu, dar cred că de multe ori și discuțiile în contradictoriu sunt bune. Bune, nu? Da. Alea te și motivează până la exact, dar nu înseamnă că dacă avem discuții în contradictoriu nu ne înțelegem. Pentru că chiar există o vorbă, n-am inventat-o eu, dar îmi place mult și îmi place să mă ghidez după ea. Se spune că secretul unei relații de succes ar fi, indiferent că e vorba de relație personală, profesională, ar fi ca cearta de azi să nu oprească comunicarea de mâine. Mâine. Ori pot să spun că la noi acest lucru așa a fost. Adică chiar cearta e mult spus. Da. Dar dacă am avut o discuție în contradictoriu azi, asta nu însemna că mâine nu ne-am făcut treaba și am mers mai departe și asta este. E normal și de multe ori discuțiile în contradictoriu duc la un rezultat bun pe termen lung. Rămâne Dani Coma la echipă? Știi că întrebarea asta... De-a lungul timpului au fost oferte, chiar dacă unele n-au fost puse cu voce tare sau chiar dacă altele par să fi fost inventate, să zicem așa, dar... oferte au fost, dar mai rămâne Dani Coman la Sibiu? Dragoș, asta cred că e o întrebare care trebuie să fie pusă lui. El la Sibiu, am fost înainte să vin aici, am fost la antrenament împreună. Legat de știri, de ce apar în presă. Păi am văzut că FC Argeș îl dă în fiecare săptămână. A dus înapoi. Și nu că ar fi ceva, nu știu, ieșit din comun, pentru că el e de acolo, da, însă, oricine, uite, și tu cum vrei să fii, te implici la echipa de acasă, dar mă gândesc că și el poate că are o datorie morală pe undeva. Ok, Dani e de lângă Pitești, nu Ștefănești. E crescut la FC Argeș, exact. Dar el momentan locuiește în București. Momentan de mulți de ani. De mulți ani, da. Nu, chiar nu știu ce să răspund la întrebarea asta. E atâta, cum ai spus, atâtea știri de genul ăsta. S-a mai inventat, am văzut, da, bine, sunt hater peste tot, am zis, l-a dat Dani Coman pe Petrescu la FC Argeș că se duce el acolo. Imaginația oamenilor merge departe uneori. Nu, referitor la Petrescu, pot să spun că pentru mine personal a fost unul dintre momentele grele petrecute la Hermannstadt. Mă refer la momentul în care l-am anunțat pe Petre. Nu mai intră în vedere. Că pentru moment nu mai intră în vederile clubului. Iar acest lucru s-a petrecut în, cred că, undeva la finalul decembrie. Da. Mi-a fost foarte greu, recunosc acest lucru. E de-al nostru, Petre, e sibian. Exact. Astea sunt lucruri care se petrec în sport, în fotbal. Iar trecerea lui la FC Argeș a fost strict bazată pe relația pe care o are Petre cu Eugenia Goie. A fost sunat de Eugenia Goie personal, direct, și așa a ajuns Petre Scopă. Asta că ai adus vorba. Ca să nu mai zică lumea că l-a trimis Dani Coman la FC Argeș. Există acest suport al fanilor, contează mult pentru voi?
faptul că jucați și am văzut și la meciuri cu echipe mai puțin atractive, da? Că să fim serioși, FC Voluntar și nu știu, alte echipe nu sunt așa de atractive ca FCSB, Rapid și CFR Cluj. Dar contează mult că oamenii totuși vin la stadion, că e frig, că plouă, că bine, sunt și condiții. Nu putem ascunde lucrul ăsta. Contează enorm. Până la urmă, fotbalul, sportul în general e făcut pentru spectatori, pentru fani. Ne ajută enorm prezența lor în tribune. Le mulțumesc și pe această cale tuturor care ne susțin. Le mulțumesc și celor care nu reușesc să ajungă pe stadion, dar din diferite motive, dar cu siguranță ne susțin cu Da, mai sunt gândul. Și programările astea, unele la ore ciudate, da? Dar oamenii trebuie să știe că... Da, astea sunt lucruri care depind de... De televiziune, da? De exemplu, acum cu Botoșa a jucat la ora 14, da? Da. Și cred că a fost un meci, da, nu la Sibiu, dar a fost un meci care s-a jucat în Liga 1 la ora 12. Da, cred că a fost unul, dar... Vorbind de meciul de duminică cu Botoșaniu, cred că programarea aceasta la ora 14, raportându-mă la vremea care e acum, cred că e o oră bună. Da. Da, cred că e o oră bună și eu sper să vină cât mai mulți oameni la stadion. Îi așteptăm și da, mă repet, contează foarte mult prezența lor. Aveți sprijinul autorităților locale. Practic, Hermannstadt beneficiază de cea mai mare finanțare acordată vreodată de primărie prin agenda sportivă, pentru că la Sibiu lucrurile stau diferit față de alte orașe, nu se dau banii direct, luați-vă banii de aici și după aia ne trezim că trebuie să-i dați înapoi. Simțiți sprijinul autorităților locale? Și nu neapărat din punct de vedere financiar. Simțiți așa că echipa e sprijinită de tot orașul? Sau e loc de mai bine? Da, mă refer în primul la relația cu primăria. Este o relație foarte bună cu primăria, până la urmă. Datorită primăriei jucăm pe stadionul ăsta pe care avem ocazia să ne desfășurăm activitatea și privilegiu să ne desfășurăm activitatea. E o relație bună, da. Deci, și contează și asta, nu? Bineînțeles. Cred că pentru orice echipă, indiferent de sport în România, contează sprijinul din partea autorităților locale. Și mai ales că e și stabilitate, că fix cum discutam și înainte, noi la Sibiu am mai avut fotbal. Inter, probabil a fost cel mai longeviv proiect după Șoimi, da? Pentru că Șoimi rămâne totuși echipa care a avut un parcurs așa mai istoric, mai îndelungat. Da, a dispărut. A venit după aceea FCSB, FC Sibiu, echipa la care ai jucat și tu, s-a dus și aia. A venit Voința și acolo a dispărut și Voința, chiar dacă acum e prin Liga 4-a, 5-a. A fost Gaz Metan, s-a dus și Gaz Metan. Sunt așa, nu știu, s-au învățat niște lecții din treaba asta și voi ați învățat niște lucruri din metehnele astea ale trecutului? Da, că e specificat înainte, eu le-am trăit pe asta. Da, și acum stau să și realizez că tu ai trecut pe la toate echipele astea care au dispărut. Da, am fost ca și jucător, jucat la echipele Sibiului și la mai ales ca și perioada de timp petrecută, cel mai mult am jucat la Inter și la Voința. La FC Sibiu am jucat foarte puțin. Contează și cred că ăsta este lucru pe care a trebuit să marșăm mult mai mult și chiar îi rog pe fanii noștri, pe susținătorii clubului să fie înțelegători și răbdători și să aprecieze faptul că începem efectiv să ne creăm o identitate și cu fiecare an petrecut în plus, mai ales în Liga 1, da, clubul acesta arată stabilitate, își creează o imagine, își creează o identitate despre care spuneam și mai devreme, iar continuitatea aceasta ar trebui apreciată cu adevărat, pentru că înțeleg așteptările și pretențiile care sunt tot mai mari din partea tuturor. Nu, acum, la modul cel mai sincer, nu sunt totuși niște pretenții prea mari dintr-o dată. Ok, astea poate au venit și pe fondul evoluției echipei, da?
Dar să ne, să creăm niște pretenții, băi, dacă nu prindem play-off-ul, mamă, e mormântare. Totuși, cred că a trebuit să fim un pic mai echilibrați. Cu siguranță ai dreptate. Datorită faptului că anul trecut noi, ca și echipă nou promovată, am avut un sezon foarte bun. Este pe undeva, este normal, este inerent ca pretențiile tuturor să crească și așteptările. Eu cred că repetăm sezonul foarte bun. Da. Acum că vom reuși să fim în primele șase sau nu, vom vedea. Asta ne dorim cu toții. Dar trebuie să ținem cont și de faptul că actualul sezon e mai, sunt echipele mai echilibrate decât sezonul trecut, da? E, și da, cu atât, e cu atât mai greu să reușești o performanță mai mare. Da, și în primul rând ne luptăm cu echipe cu tradiție mult mai mare, cu bugete mai mari. Bineînțeles că nu joacă banii pe teren, dar joacă un rol extrem de important. Ori clubul nostru se stabilizează din toate punctele de vedere, nu doar sportiv. Ori anumiți pași făcuți nechipzuit în acest moment ar dăuna și n-ar putea aduce în acea situație peste câțiva ani. Pentru că au fost de-a lungul timpului atâtea echipe în România care au pompat bani, să zic, sau poate de multe ori au pompat doar pe hârtie, și au obținut niște performanțe sportive, iar după aia brusc au dispărut. Pentru că sustenabilitatea financiară nu exista pentru nivelul la care ajunseseră. La noi, cred că în momentul ăsta se fac pașii corecți și cu cap. Chiar dacă nu reușim, și noi ne-am dorit să putem să cumpărăm jucători cu 1 milion de euro, cum face Rapidul, sau știu eu, să ne alegem efectiv jucătorii. Îl vrem pe ăla, sunăm la echipa cu tare, oferim. Oricărui manager. Da, da, și noi ne-am dorit lucrul acesta. Dar nu știu dacă ar fi un lucru inteligent făcut de către noi în acest moment. Încercăm să ne descurcăm așa cum am făcut-o și până acum, cu transferuri fără bani, cu salariile pe care le putem noi oferi. Uite că s-a putut crea o echipă bună și în acest fel. Am reușit să vindem jucători. Am vândut jucători în acest an, cred că doar 4-5 echipe din România au vândut mai bine decât noi și sunt echipe care au în spate performanțe, au participări în cupele europene. Noi, Hermannstadt, care încă suntem un club mic, pot să spun, ne dorim să devenim un club mare, dar o vom face cu siguranță dacă vom face pașii normali. Da, să nu alergăm mai repede decât ne putem permite. Nu? Exact. Foarte important lucrul ăsta și foarte important de ținut cont de el, pentru că, așa cum ai spus, au fost echipe care au dispărut și uite că anul ăsta sunt două în prag de două care erau întrecut în Liga 1 și acum sunt în colaps, Mioveni și Târgoviște, care probabil nu o să încheie campionatul pentru că o să urmeze niște depunctări, la fel cum s-a întâmplat și cu Gaz Metan. Apropo că tu ai fost la Gaz Metan. Nu îți lasă așa un gust amar ceea ce s-a întâmplat? Ba da, eu când am fost la Gaz Metan era o echipă extrem de stabilă, un club unde nu exista niciun fel de problemă. Este și pentru mine, a fost la momentul dispariției șocant cum s-a putut ajunge acolo, dar nu pot să spun exact motivele, pentru că doar cei care au fost acolo știu ce s-a întâmplat. Nu putem decât să învățăm, nu? Și voi să... Că și voi v-a trecut glonțul la ureche, da? Cu insolvența. Că eram la un moment dat, repet, multă lume cânta prohodul. Zic, mamă, gata, au și retrogradat, s-a dus, s-a terminat și cu... Exact, suntem în acest moment, dacă ne gândim doar așa, puțin în spate, față de cum eram acum 2 ani, eu zic că parcă suntem alt club. Suntem departe. Da. Și cred că trebuie apreciată munca depusă aici. Plecând, bineînțeles, de la oamenii care, am mai spus mai devreme, și-au riscat în continuare banii și au investit într-un moment foarte greu, iar apoi continuăm cu toți cei care muncim în acest club, bineînțeles, cu antrenorii, cu jucătorii, cu toată lumea. Pentru că toată situația în care se află clubul acum este rodul unei munci colective.
Bine, istoric vorbind, fiecare om care s-a prezentat pe la echipă și-a pus amprenta, da? Că a făcut într-un mod pozitiv sau că a făcut într-un mod negativ, clar că și-a pus amprenta. Important e, știi, vorba aia, să nu mai trăim în trecut și să ne reportăm la prezent și ce putem face acum. Din trecut nu putem să tragem decât învățăminte, da? Sunt oameni care au trecut pe aici și au fost mercenari și poate că folosesc un cuvânt prea dur, dar eu consider că Iuliu Mureșan ne-a cam băgat în rahat, ca să zic așa, pe românește, și nu numai el, dar sunt și oameni care ne-au scos din rahat, da? Cum ai făcut tu, a venit Dani Coman, oamenii care susțin financiar echipa, Ștefan Băcilă, Claudiu Rotar, da? Lucrurile astea se întâmplă, s-au întâmplat, am învățat din ele și mergem mai departe. Cum nu putem să ascundem, nu știu, nici meritele lui Teodor Birs, că el a înființat echipa, da? Că s-a întâmplat ce s-a întâmplat după aceea, astea sunt alte aspecte. Dar întotdeauna trebuie să ne raportăm ce facem acum, da? În ce moment suntem acum și eu cred că, din punctul ăsta de vedere, actualul FC Hermașta merită felicitat, da? Că suntem o echipă care ne batem la play-off, da? Cu șanse, nu să zicem că teoretic, domnule, că ne-au furat aia punctele, că ne-au... Nu, suntem o echipă care acum ne batem la play-off, suntem o echipă care suntem în continuare în Cupa României și o echipă care evoluează bine. Și din punctul ăsta de vedere, orașul ar trebui să aibă răbdare, da? Și fanii să aprecieze ceea ce avem. Avem fotbal de calitate, la nivelul României, că nu ne putem raporta la altele. Și aș mai aprecia un aspect. Pentru că n-ați făcut promisiuni mărețe. Da? N-am auzit pe nimeni din club să spună ăsta ne batem la campionat. Nu, vrem să ajungem un pic mai sus decât am făcut-o în sezonul trecut. Și nici n-ați ascuns gunoiul sub preș. Suntem în insolvență, trebuie să ieșim. Contează mult relația voastră de sinceritate? Asta de încredere? Cu siguranță contează și... Îmi doresc, că am văzut de multe ori în spațiu media există anumite comentarii din partea oamenilor care și-ar dori mai multă comunicare, mai multă transparență. Cred că în ultima vreme am încercat atât cât putem. Ați făcut și magazinul, așa să nu uită de magazin. Da, nici nu putem în fiecare zi să ieșim, și să vorbim. Și nici nu prea e ce să spun în fiecare zi, că nu suntem la FCSB. Da, chiar nu cred că e ceva de ascuns la noi în club în acest moment. Ca să mă gândesc așa cum ai zis, că important e ce facem acum și ce facem în viitor, nu ce a fost, ca și o misiune și o viziune personală, așa, pentru clubul nostru, cum o văd eu, ar fi, cred că misiunea noastră ar fi să devenim cu adevărat o parte integrantă a societății în Sibiu, a vieții sociale, să devenim un exemplu pentru tineri, să devenim un club la care aspiră copiii din oraș. Iar ca și viziune, nu știu, pentru viitor, poate să ne dorim un viitor apropiat să devenim cel mai galonat club sibian care a existat în fotbalul sibian. Și asta se poate face, înseamnă să câștigăm ceva, performanță, exact. Să facem performanță. E o chestiune de viitor, bineînțeles. Ați adus la echipă, așa, e un alt aspect, ați adus la echipă niște oameni, da, niște antrenori care... au o carte de vizită și au făcut și performanță în fotbalul sibian, da? L-aveți pe Adi Văsâi, Dorin Zotincă, oameni care sunt profesioniști. Trădează un pic planurile voastre și zic trădează între ghilimele și în ceea ce privește pepiniera clubului. Veți pune accent mai mult pe evoluția acestor secții de copii și juniori? Este un aspect, chiar mă bucur că ai adus vorba. Partea de copii, de juniori, este un aspect la care avem foarte multe lucruri. Și foarte multe lucruri de îmbunătățit, de dezvoltat, dar la fel se pot face doar în timp, pentru că n-am avut o stabilitate nici din punctul ăsta de vedere. Clubul a avut s-a avut o colaborare. Fiind ascensiunea clubului atât de rapidă de la un eșalon la altul, au trebuit îndeplinite niște condiții impuse de federație referitor la echipele de junior. S-a făcut mai întâi o colaborare cu o școală de fotbal, apoi a fost întreruptă. Acum avem o colaborare cu altă școală de fotbal, dar care
Nu că cea dinainte ar fi decurs prost, dar da, nu a continuat. La momentul acesta, colaborarea pe care o avem este mult mai stabilă, după cum o văd eu. Oricum, copiii care trec de la respectiva școală de fotbal la noi, este vorba de Alma, da, nu ne ferim, sunt transferați pe Hermannstadt, adică ei devin jucătorii noștri, iar noi vom încerca și în viitor să cât mai mulți dintre ei să-i formăm, să ajungă soluții reale pentru echipa noastră. Da, ai spus câteva nume de foști jucători ai Sibiului. Sunt oameni pe care ne-am dorit să-i avem aici. Academia este condusă de Dorin Zotincă, care este un om de al nostru, exact, un om foarte capabil și foarte implicat. Adi Văsâi, după cum știți, a fost antrenorul loturilor naționale atâția ani, nu cred că mai are nevoie de vreo prezentare. Îl avem pe Maria Mărgărit, îl avem pe Neajan Gavrilă, care este și el în cadrul Academiei, pe Adi Demian. Avem oameni care au făcut ceva pentru fotbalul sibian. Sunt multe lucruri care țin și de infrastructură. Ne bucurăm că primăria a finalizat lucrările și la baza de la Obor, de la Obor, care da, încă nu a fost inaugurată, dar probabil va fi în scurt timp. Senzațional, da. Da, va fi încă un teren de dimensiuni normale pentru fotbal, plus alte terenuri multifuncționale pe care le-au făcut. Da, este un sector în care este de muncă și la fel. Aveți și echipă de fotbal feminin, da? Noi avem 10 grupe de juniori în cadrul clubului, mă refer la băieți, și trei echipe de fete, una de senioare și două de junioare. Da. Echipele de fete sunt în colaborare cu clubul Măgura de la Cizadin, dar la fel, e o colaborare bună care funcționează și în timp vom îmbunătăți toate aceste lucruri. Cu toții, credeți-mă, ne-am dorit să avem soluții de jucători formați la Sibiu. Eu din suflet mi-aș dori să avem așa ceva. Și eu sunt sibian și eu am crescut la Sibiu, exact, și îmi doresc ca în viitorul apropiat să fie cât mai mulți copii. Am avut în cantonament un jucător din Academia noastră, pe Ianis Gândilă. Am mai avut încă un jucător care s-a antrenat o perioadă, pe Cișmaș, de la grupul nostru junior. Îl avem pe portarul, pe Denis Berța, care se antrenează cu echipa mare. Încercăm să le acordăm atenție, pentru că am auzit o discuție că o altă echipă de Liga a doua are nu știu câți copii de 2006 născuți în pregătire cu prima echipă. Da, dar e o diferență între Liga a doua și Liga a întâi. La Liga a doua, la anul, jucătorii under vor fi cei născuți în 2004 și 2006. 6. La Liga a întâi, la anul, se joacă tot cu 2002 under. E o diferență foarte mare între 2006 și 2002 la acest nivel de vârstă. Adică îi înțeleg pe cei care își pregătesc anul viitor cu copii de 2006. Și noi am avut un copil de 2006 cu noi în cantonament, pe Ianis Gândil. Avem copii de 2004, l-avem pe Ciobotaru, care e 2004, l-am avut pe Mihard cu noi în cantonament, un copil de la Focșani, pe care este posibil să-l transferăm, dar el mai are contract până la vară acolo. Și în acest moment avem un jucător în probe, născut tot în 2004, adică ne îndreptăm atenția către jucători tineri și cu cât avem mai mulți tineri, este cu atât mai bine pentru club. Apropo de cum privești performanța, că e o performanță și limbărului? Am făcut o treabă foarte bună, cu siguranță, tot timp cât ești pe primul loc, asta vorbește de la sine. Nu putem decât să ne bucurăm pentru ei și ne-am dorit să avem o colaborare cât mai bună. Au fost un pic acolo mici disfuncționalități, nu? Că părea că, mă rog, discordia era stadionul, dar până la urmă s-a dovedit că nu e așa. Din partea noastră nu au fost niciodată. Nu cred că ați văzut vreodată din partea noastră vreo vorbă la adresa Schellenbergului sau cuiva de acolo ne la locuie. Te surprinde performanța lor? Sau... Da, nu pot să spun că mă așteptam să fie pe primul loc. Că dacă îi sunt rău măcar după numele de echipe care sunt în Liga a doua, pare... Da, este o performanță. Cu siguranță este o performanță.
Este și o, este o echipă fără presiune, acest faptul că n-au drept de promovare cumva i-a degrevat de o presiune de pe umeri, că nu era un obiectiv impus. Da. Dar cu siguranță este o performanță. Ce șanse dai Hermannstadtului să ajungă în play-off? Nu prea place să fac pronosticuri așa nici înainte de meciuri. Bine, știu că o să zici că avem nevoie de puncte ca să ajungem acolo. Nu. Vreau să fiu de felul meu. Sunt un om foarte pragmatic și realist. Vreau să cred și sper că ne vom lupta cu adevărat până în ultimul moment. E o luptă, va fi o luptă crâncenă. Adică cred că e foarte greu de anticipat. Probabil că cel puțin 4 echipe sunt, nu pot să zic că sunt cu certitudine în play-off, dar nu cred că vor lipsi în play-off. Mă refer la FCSB, CFR, Rapid și Craiova. Craiova, dacă mai face mulți pași greșiți. Poate. Da, la cum a început acum poți să spui, dar sunt cluburi cu background, să zic așa. Va fi greu să nu fie acolo. Va fi o bătălie foarte mare pentru celelalte două locuri duse între foarte multe echipe. Cel puțin 7 echipe acolo care se bat pe va aici. Conta fiecare punct, pentru că, uite, am avut noi o serie de foarte multe rezultate de egalitate și foarte multă lume atunci ne condamna și uite că fiecare punct contează. Așa e. Cred că la Cluj, dacă am fi făcut egal, am fi fost foarte fericit. Eram două poziții mai sus acum. Da, va conta fiecare punct, dar normal sunt anumite meciuri care trebuie câștigate neapărat. Cum e, de exemplu, următorul, nu? Că, până la urmă, următorul meci e cel mai... Bineînțeles. Întotdeauna, următorul meci e cel mai important. Și prin prisma locurilor din clasament și prin prisma valorii, pot să spun, până la urmă și la ce s-a demonstrat. Da. În acest campionat este un meci pe care ne dorim și trebuie să-l câștigăm. Radu, mulțumesc mult și baftă și să atingeți măcar unul dintre cele două obiective care nu sunt puse pe hârtie, dar există așa pe buzele. Să ne ajută Dumnezeu. Și să ne auzim cu bine și de asta am zis, măcar unul dintre cele două obiective să ne aducă motive mai mult de bucurie, pentru că bucurie e și când te duci pe stadion și vine Rapidul și tremură vorba aia tricoul pe ei că joacă la Sibiu. Și asta tot datorită evoluțiilor echipei. Îți mulțumesc și eu pentru invitație și sper din suflet să fie așa cum ai zis, să ne atingem obiectivele și data viitoare când ne vom vedea să avem să celebrăm. Da. Mulțumesc, baftă în continuare, numai bine, până data viitoare când ne revedem la Ora de Sport, să fiți sănătoși și rămâneți ancorați online pe Ora de Sibiu.